Salutare toată lumea și bine v-am găsit la opa. La un nou episod din bă, stai prost. Ești prost. Se bagă în fața mea că vreau să ori un creeper și bubuie creeper-ul, știi? O să armură pentru mine. Haide la tine să minăm. Ok, deci în acest episod veți vedea doar pe mine și pe Berry minând și pe dealer în conf. Asta e partea a doua. Vorbește bă și tu ceva, stai așa, îți dau ăsta mai tare. Ok, vorbește și tu ceva bă. Dacă nu-mi găsesc itemele, îmi bag. Și comentai de mine, bă, nu bă, eu nu mor niciodată în Nether, bă, eu sunt cel mai tare. Păi bine bă, și eu mă duc în Nether Fortress fără pic de armură, să îmi bag ceva, mă tipat cu blaze-urile și scheletonii pe da, acolo. Da, deci eu am murit, de-aia mi-am găsit itemele, nu-i problemă, deci eu am murit în Nether. Și zice asta, bă, ești praf, nu poți să supraviețuiești în Nether, nu știu ce, și după aia peste 2 minute moare și el își cere aici, dă. Mă rog, n-ai dat 30, dar te-ai enervat un pic, recunoaște. Acum pe pariu, pe la fel. Torți ai, da. 27. Ok, și dacă găsim diamante, noi le dăm la asta. Le furăm noi repede. Chiar dacă e mina lui, nu e așa. Ok, avem nevoie și de niște cărbune. Vin, tu minează în față. Nu mai am loc în inventar. Oh my god, guys. Și am văzut că e foarte apreciată seria asta. Adică am strâns undeva pe la 3, ăsta pe la 37 de like-uri avem momentan și am băgat episodul ăla acum jumătate de oră. E bun. Oricum, na, episodul ăsta va apărea mâine, deci practic eu când vă uitați voi acum, episodul ăsta e filmat cu episodul celălalt în același zi. Nu, bă, că sunt capătul minei. În capătul împreună, vai de capul meu. Tul în capătul, așa. Ok, să mergem și la un strat mai josnic. Bă, asta ce face asta? Vine încoa. Hai de aici. Iară mai muri, bă, vai și amar da, de cap. Da, m-am încercat să-mi găsesc itemele și m-am sinucis acum, îmi bag ceva, că nu s-au despawnat. Da, da, scrie că te omorât un scheleton, ce dracu. Păi, cum ai vrut să mă arunc? Da. Păi, nu era tot același lucru. Bă, stai așa să ne ascundem de el, fie, că ne ascundem de el. Nu mă vede, fii atent că a fugit. Bav. Bau, bau. Bau, bau. Asta o să fie ascunsătoarea noastră, că venim la asta, la Berry acasă. M-a furat, bau, bau, bau. Ok, hai să minăm. Oricum avem iron, avem de unde. Deci frate așa se minează, nu cum ai minat tu. Ce-mi dă? Da. Bă, așa se minează, bă, ce știi tu, ia uite așa. Nu, că fuți pickaxe-ul. Sau las cândva cald pickaxe, dar na, nu mai am lemn. Ai lemn. Așa. A, zva, ce vreau să fac aici, frate, de mine, azi așa. Hai să vezi, când ăsta vine acum să fie de asta de un kilometru, știi? Să fie mina de un kilometru când vine asta și să nu mai am niciun pickaxe în inventar. Ok, oricum nu cred că o să aibă nici măcar 300 de metri, zic și eu.
Da, da, de ce mai... Oh, diamonds, diamonds. I like a diamond. Like diamonds. Câte diamonduri ies? Doar un diamond, mă? A, uite, nu, două. Like diamond. Dai să vedem câte os. Ok, aparent... A, uite, trei diamonduri. Eu de obicei când găsesc diamond sap în jurul lor să văd dacă e ceva, știi? Așa, hai că e. Îs trei doar. Am făcut un screenshot, lol. Ok, gata. Bă, tipul chiar are dreptate faza asta cu minatul. Metoda asta chiar găsești ceva. Și diamonduri, oba, what the fuck. Diamonduri la strata asta găsești rar. Bă, nu mai am loc în inventar, trebuie să mă duc acasă să-mi bag lucrurile în chest. A, tu n-ai casa, mă. Asta e că tu n-ai casa, mă. Dealer n-are casa, țigan de pe stradă cerșește. Au, bă, gami, așa ce-a făcut ăsta cu mine. Ce? Cine, bă? Eu? Nu, cred că pot rățir. Că numai el mai e pe aici. Ce-a făcut? Haribic. Te-a băgat în apă? No, deci mine ai distrus. Ai de viață, mă. Ce ți-a făcut, mă? Vin eu acum și dau un anal la cur. Dau un anal la cur, auzi la mine. Ok, stai așa cum aș putea să consume că... Da. Opa. Ce ai făcut cu mine, bă? Bă, stai așa că eu știu de aici unde e casa mea, să-i dau pe... Opa, nu. 16 ceancuri. Perfect. Și că păi ce să fac aminat în ea? E ca și nu sunt... Deci practic e ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, bă. Stai că nu știu, cred că acolo și aici ai de undeva, bă, din ce parte? Mă, deci din colo, acolo e casa mea. Vezi, mă, ce știe Raul, mă, nu știi tu de astea, știu cum să se orienteze, bă. Ok, avem niște 3 diamante. Ok, facem și sabie de diamond. Știu că organizat trebuie să am săpat 20 de tunele. prima dată pe secundă când m-am uitat am crezut că scrie. Bă! Am intrat ăsta înapoi. Da, o să aibă surpriză când o să mă evad acolo, că eu m-am dus acasă. 3 DMD. Ok, și acum acolo pe deșert e casa noastră. Foarte, foarte fain. Vezi, mă? Doar cu ajutorul tău am găsit. Adică acum știu să merg de la casa mea la alu pătrățel și la al spawn. Ok. Bă, acum, aparent, eu nu mai găsesc casa, bă. Acasă. La mine. Hai, de capul meu. Cred că au intrat toți din S&P deja. Cred că știi, astea toți, nu? Nu, no, mai e cerculeț, bă, care nu silverule. Zic că la mine salbă silverele. Eu mă uitat pe canalul lui și pune poze și are silver... Ăsta pune poze, doamne. Pune videoclipuri cu Ninja de Fies și alea și are silver 1. Tipul. Foarte tare. Eu nu știu cum e să ai silver 1, sincer. Eu când am făcut 10 meciuri de comp, am făcut direct silver 4. A, nu știu. A, nu, silver 3 am făcut. Dep. Acum o să zic că e Master Guardian pe pariu. M-am uitat la clipuri. Ai silver 1 la 90.
Ok. Bă, frate, ești nebun, mi-am pierdut casa. Oh, village, ce mai frumos decât un village, frate, ești nebun. Cred că ai dat de spawn. Nu, e village in desert. Nu e desert spawn, bă. Lol, și fermă, fur tot acum, stric tot. Numai că am prea mult cobblestone, deci îl aruncăm 200 guri. Bă, mi-a zis ăla Silver, e mătaș, mi-a zis că mama nu joacă CS, bă. Și... mai pot. Ok, mă, avem 35 de cartofi ore. De cartofi ore de morcovi, doamne. Nu mai fac diferența între cartofi și morcovi. Băi, cine ai băiat asta, băi, ești nebun? What the fuck? Lol, e casă supraetajată. Bă, să vezi ce am găsit, ești nebun? Dar vedeți cum e așa, mă? Să ies pe filmare, că-ți dau link, ok? Dar ce ai găsit? E o casă și ușa nu e pusă jos să intri. Trebuie să, nu știu, așa ca un fel de what the fuck, e ciudat oricum, e ca un fel de casă supraetajată. E ciudat rău oricum. Tu ești după aia, bine? Ce să mai... Bă, ceea ce-i drept, mi-am pierdut casa, bă. Trist. Trebuie să mă simt lucid, dar nu știu unde să mă simt lucid să-mi ajung la casă. Mă rog. Oricum, tigru, nu trebuie mult cobblestone. Hai să-mi ia ciuperi să fac supe. Mă rog, adevăr. Nu mai am nevoie de ciuperci dintr-o dată. Bă, mai am nevoie de 100 de vizionări și fac 200.000 de vizionări pe canal. Deci 100% după ce postez episodul ăsta o să am 200.000 de vizionări pe canal, bă. Fac party. Ai partenerea? Da, full screen. Ai full screen, doamne, freedom. Freedom? Ce? Da, oricum, frate. Ia, nu fac YouTube pentru bani. Și știi, parteneriatul ăsta l-am de când eram noob în YouTube. Dacă făceam acum parteneriatul 100% făceam cu full screen. Adică ce drag să trăiesc eu din 15 lei pe lună în puii mei, să-mi bag piciorul. Nici măcar o locație nu-i 15 lei pe lună să-mi bag ceva, bă. Deci eu câștig undeva pe la 10% din alocație. Nu. Vreo 15% din alocație câștig eu pe lună din YouTube, gândiți-vă, bă. Deci mai bine stai și nu faci nimic și plătești locația decât să faci YouTube. Vă dați seama, bă? Îți dai seama, bă, ăsta... dealer. E bine, dacă nu faci view-uri. Ce? Dacă nu faci view-uri. Nu, dar nu neapărat, că și satana câștigă undeva pe la 500 de lei pe lună. Bine, dai satana totuși câte vizionare are el, nu? Și câștigă 500 de lei pe lună. Oricum, mi-a fac destul de multe vizionări pe... lună. Fac undeva pe la 60.000 de vizionări pe lună, știi?
Cam așa zice toată lumea, nu se poate câștiga, nu nimeni. Băi, eu m-am uitat la Quick, ăla o zis cam pe la vreo 50k abonați poți să trăiești bine, mersi, din YouTube. Nici pe la 50k abonați poți să crești, nu poți să trăiești. Eu în ăla am mare încredere, deci... Gândește că eu am 3000 de abonați, da? Și câștig 15-20 de lei pe lună. Păi dacă faci 100 de view-uri pe video, dar nu contează abonați. Nu va costa de view-uri pe video. Contează view-urile pe lună, că pe lună îți vine venitul. Și contează view-urile pe lună, câte view-uri faci pe lună. Și pe lună... ce am zis? Păi da, dar nu contează, poți să faci, de exemplu, și 10.000 de videoclipuri pe lună să ai 100 de vizionări. Eu nu fac 10.000 de videoclipuri pe lună, eu fac, deci în total pe lună eu pun vreo 30 de videoclipuri. Adică un videoclip pe zi, cam așa ar veni. Și, ba nu, nu mă trân, că eu pun două videoclipuri pe zi, vreo 60-70 de videoclipuri oricum pun pe lună. Și fac vreo 50.000-60.000 de vizionări pe lună. Gândește, faci și tu o medie. În fine. Oricum, sper că v-a plăcut de episod în care am explorat. Cred că tot deșertul, frate, l-am explorat. Deja filmăm de 20 de minute. 16 minute, pardon. Deci, sper că v-a plăcut de episod din figurile geometrice SMP. Ziceți voi ce să mai fac. Oricum, casa mi-a pierdut-o, deci n-are rost să mai ziceți ceva în comentarii. Adică, știu, am văzut multe comentarii care, oricum, știți că la mine chestia aia să examinez comentariile și după să le pun, că n-am mai zis comentarii de la retardați. Și n-am eu chef acum să șterg eu 100 de comentarii așa, știi, pe de-a prostia. Deci mai bine, intru, văd acolo 10-15 minute pe zi, ce comentarii se apropie, ce comentarii se nu apropie. Știi că eu, un prost, știi, care am dat blog pe YouTube și tot mi-arată comentariile lui. Că tot își face reclamă la canal, dă link pe videoclipurile mele când își pune un videoclip nou, știi? Și am dat blog, adică am dat exclude această persoană de pe canalul meu și tot nu... Tot poate să scrie în comentarii. Ia și blog și report și tot poate să scrie. Abonam și de aia am făcut chestia asta cu aprobatul comentariilor. Mă rog, sper că v-a plăcut episod. Dacă v-a plăcut, hai să încercăm să strângem câte like-uri, bă. 2-3 maxim. Da, bă, 80 de like-uri, bă. Deci hai să strângem 80 de like-uri și la 80 de like-uri punem următorul episod din figurile geometrice. La revedere.